Reprezint și conduc un partid creștin-democrat nou, un culoar liber pe, în viața politică din România, care eu consider că este foarte important și cred că va reveni cu succes. Încă imediat după ce mi-am depus candidatura la primar, la puțin timp am făcut o declarație publică prin care consideram și susțin și în prezent că în orașul Constanța este nevoie neapărată de o unitate a dreptei, pentru că orașul Constanța, orașul nostru, a fost pur și simplu abandonat, are o culoare gri închis, are o stare de spirit tristă, care ne face să fim și noi supărați, să fim și noi triști, având în vedere când mergem în alte orașe chiar din România, să vedem că foarte multe orașe ne-au luat-o înainte, iar orașul nostru a rămas în urmă. Discutând cu o persoană într-o acțiune de demascare a lucrurilor urâte din Constanța, a zonelor abandonate, o doamnă spunea foarte frumos și cu o tristețe în glas: cândva Constanța era cineva. Acea mândrie pe care o aveau constanțenii și-au pierdut-o, constanțenii. Nu mai au, pentru că orașul a fost abandonat, în afară de borduri de marmură, în afară de curățat bulevardele principale și eventual câteva trotuare făcute în Constanța noastră de 10 ani de zile de când conduce domnul primar Făgădău în calitate de viceprimar și primar, nu se cunoaște nimic. Suntem triști în continuare și acestea sunt și motivele pentru care am acceptat cu mare plăcere invitația făcută de domnul deputat Ion Sterian și de colegii de la Plus să participăm și să dăm un mesaj tuturor partidelor de dreapta, tuturor partidelor care doresc o Constanță frumoasă, o Constanță unită, o Constanță radical schimbată, așa fel încât să fim mândri din nou, să ne recăpătăm mândria pe care o aveam, așa cum aminteam înainte discuția cu o persoană din jurul, de la un bloc unde am filmat, mă rog. Așadar, personal, în calitate de, și nu numai, împreună cu colegii mei, în calitate de președinte al Alianței Național Țărăniste, fac un apel în principal la PNL, la Partidul Național Liberal și la celelalte partide de dreapta să facem o alianță puternică de dreapta în Constanța, pentru că numai o majoritate consolidată va putea revoluționa și reforma Constanța. Degeaba va câștiga, să spunem, în varianta cea mai pozitivă PNL-ul un primar dacă vor avea numai 9 sau 10 consilieri. În Consiliul Local majoritatea trebuie să fie de 14, de jumătate plus 1, și ca să obținem o putere mai mare pentru realizarea proiectului pe care împreună cu colegii ni le-am propus, ne trebuie o majoritate de 2/3. Așadar, să nu ne amăgim și să ne unim, pentru că semnalul de unitate în Constanța din partea unor grupuri, partide de dreapta care s-au unit, înseamnă atragere electoratului care va compensa pe măsură eventualele pierderi la redistribuirea voturilor neutilizate și a mandatelor neutilizate. Acesta este mesajul meu al Alianței Naționale Țărăniste pe care îl dau și sper ca să găsim înțelegere la toate partidele de dreapta, să ne unim, să demonstrăm că putem să schimbăm Constanța în bine.